După ce PAS va pleca de la putere, reprezentanții acestui partid vor trebui să dea explicații în fața procurorilor. De acest lucru este sigur fostul ministru al justiției, Fadeina Gacevski, care a declarat în cadrul emisiunii Puterea 4 de la postul de televiziune N4 că autoritățile încalcă hotărârea Curții Constituționale, potrivit căreia CSE nu are dreptul să ia decizii prin derogare de la lege. În același timp, potrivit lui Gacevski, nimeni nu are acces și control asupra deciziilor CSE, iar atunci când totul va fi dezvăluit, citez, miliardul furat ne va părea floricele. Și miliardul care s-a furat în 2015 să ne pară flori după ce pleacă ăștia de la guvernare. Atâția bani cât scot astăzi din buget fără niciun control. Nimeni nu știe unde se duc banii ăștia. Potrivit lui Fadei Dangacevski, Consiliul Europei va fi informat despre fiecare abatere de la lege pe care o face guvernul moldovean, pentru că după el vor exista dosare penale, dosare la CEDO, iar țara va trebui să plătească foarte mulți bani din cauza lor. Totodată, fostul ministru al justiției a subliniat că abaterile de la lege făcute de Comisia pentru situații excepționale contravin deciziei Curții Constituționale din 2020, ceea ce va duce ulterior la explicații îndelungate ale actualelor reprezentanței guvernării cu procurori. Și este hotărârea Curții Constituționale care le scrie în Europa, în 2020, scrie, îi explică clar că Comisia Situației Excepționale trebuie să acționeze în limitele, da, ea pare posibilitatea să acționeze mai rapid, dar nu poate să depășească limitele competenței executivului. Executivul nu poate să facă derogări de la lege, doar Parlamentul poate face derogări de la lege. Executivul nu are un asemenea drept. Și astăzi este hotărârea Curții Constituționale. Și când ați plece aștept pentru dispozițiile astea, eu să aibă de explicat la procurori. Pentru ce au aprobat derogări de la lege și în baza la ce, știind că este hotărârea Curții Constituționale. Gacevski a criticat componența Comisiei pentru situații excepționale, care potrivit lui este complet nereprezentativă și include doar membri și susținători ai partidului de guvernare. Fostul ministru a subliniat că a fost foarte convenabil pentru autorități să încalce legea într-o astfel de componență fără prezența opoziției. Eu m-am uitat la componența Comisiei situații excepționale. Tot guvernul că excepția domnului Vlah? Atât. Când eram noi, perioada COVID-ului, era și procurorul general, șeful CNA și toate structurile statului erau prezente. Acum, membrii guvernului și membrii Comisiei Situației Excepționale. Și pentru ce îți faci consens în Parlament, pentru ce îți aduci la cunoștință Partidul Ușor, Partidul Socialiștilor, care o să facă tam-tam, când îți poate pe ascuns, frumușeală, în liniște ce faci prin intermediul dispozițiilor Comisiei Situației Excepționale, îți faci derogări de o lege. Asta e abuz. Am încercat să obținem o reacție la declarațiile lui Fadei Gacevski de la serviciile de presă ale guvernului și administrației prezidențiale, dar nimeni nu a răspuns la telefon.